soacră, ne dăm de judecat, să ieșim de casă, ședeți copilat. Și până în 2011, dar 15 septembrie, ei nu i-au trebuit pe casă. Că în 2011, 15 septembrie, s-au făcut tot. Hârtiei pe casa asta, trăim în Madem, în afară pe casa asta, are încă două căsă. Și ei s-au hotărât judecat, am avut-o pe 23 iulie, și s-au hotărât judecat dacă să ieșim din casă cu șase copilași. Și ei nu ne întoarce cheltuielile noastre deloc înapoi. Ei zice că eu sunt proprietar cu căsă. Da, proprietarul căsă, ce? I-am zis, de ce n-ai făcut până amul hârtia pe casă, ne spui deodată să nu facem nimic, să nu îmbutonățăm casă. Și judecătorul, advocatul, ei i-a spus, că noi am mers, că am disfărmat casa. Dar noi n-am vrut ca în bunătăți tot, să trebuie să chișchi, dacă cu luci n-am adaus, am făcut, am șcătuit. Și la urmă nu vreau să ne întoarcem deloc cheltuielile noastre. Și nu-i spus nimic dacă nu ne-am pus dresăm în 20. Și am mandat și în căușa, și în căușa ne-am întors înapoi și am nu știu ce să facem, în care parți să o apucăm cu șes cochelaș, nu știu. Și mi-au zis că ei noi ne întoarcem, noi tot cheltuielile noastre care ne-am făcut, ne întoarcem cu coșnii, atât și de ce, nu are dreptul să ne întoarcă înapoi deloc cheltuielile noastre. Puteți mergi la mai departe la curtea de apel, așa cum este Curtea Supremă de Justiție. Dar noi am fost în căușă și ne-am întors tot, ne-am întors înapoi și nici n-am văzut că n-ai așa, s-a refuzat că noi așa întrebări, nu avem unde și ne-am întors înapoi drept înapoi în Răluni Ștefan Botă. Atunci mergeți aici, la Chișinău. Aveți încheierea decizie, aveți aici, puteți să vă apropiați, măcar să arunc o privire, să văd cum sună acolo. Că dumneavoastră spuneți în doi perși și nu e clar ce se întâmplă cu averea dumneavoastră. Este un proiect. Nu sunt jurist, dar în experiența vieții mele am mai auzit câte ceva și eu și vă sugerez niște idei. Pentru să dovediți în instanță de judecată, ca să nu vă respingă că neîntemeiată, dumneavoastră trebuie să veniți deja cu documente gata. Deci, proiect, anexele cele care le-ați construit, ele trebuie să fie în baza proiectelor, da, făcute. Nu vreau să ne facă. Eu nu vreau să ne facă deloc, Trebuia să începeți de la aceasta, de la proiect, deci modificările acestea, una la mână, doi. Toate cheltuielile care le-ați avut, trebuia să aveți niște facturi. Și ce sume ați investit, ce materiale ați investit, se face calculul material cu tare sau cu tare, da? Nisip, piatră, ciment, etc. Ce și cât costă, deci un calcul contabil. Și astea când se anexează la dosar, se prezintă în instanță, ele trebuie să fie examinate dacă au valoare juridică. Din momentul când nu au valoare juridică, juristul, de fapt, un avocat, m-am bâlbășios, ce scuze, judecătorul, trebuie atunci când se vă primesc actele dumnealui, trebuie să vă scrie acolo, deci ce nu se ajunge. Asta am vrut tocmai să specific. Mulți judecători încă lucrează, da, pe vechi. Respinge și gata. Și nu spune nici de ce. E întemeiată și punct. Dumnealui la primirea documentului trebuie să fie semnat ca să fie acceptat, da? Aveți nevoie de asta și prezentat. Asta. Și doar atunci se examinează dosarul. Până când nu completați cu aceste documente convingătoare, dosarul nu poate fi examinat, sigur că va fi respins și nu trebuie aici să mult să vă deranjați, să vă supărați că e problema dumneavoastră, n-ați completat dosarul necesar. Iar, repet, judecătorul trebuia, sau cel care primea, trebuia să vă spună, trebuie să anexați asta. Sau
judecător restituie dosarul și acolo scrie să prezentați toate necesare, celelalte acte. Pe care nu se reprezintă, nu vreau să spui așa. Când l-am dus la primul judecător, primul judecător nu a spus. Ca să ne studiem cu 4 ani și 5 ani. Bine, judecătorul nu. Dumneavoastră înțeleg că nu cunoașteți, da? Anatol, atunci când nu cunoașteți, apelați la un jurist, la un avocat. Ați apelat? Au fost afectele astea de avocat dinaltă înapoi, că nici nu văd judecătorul zi care a fost, nici nu văd să ne controleze, nici nu văd să ne preznăiască. Bine, eu o să vă spun acum, în cazul respectiv, când organele care trebuie să-și respecte și să îndeplinească lucrul nu doresc să facă lucrul acesta, eu am înțeles problema dumneavoastră. Vecini aveți? Da, avem vecini. Vreau să zic că eu am văzut că dumneavoastră ați construit lucrul ăsta. Da, noi avem vecini. Ați îndeplinit o fișă. În fișa aceea ați scris ce ați construit, ce ați cheltuit, chiar dacă nu aveți materialele care ați cheltuit, vreau zic, nu aveți cecurile care le-ați cheltuit. Nu avem cecurile, să ne-am patru. Eu am înțeles care e problema. Rugați-vă rog vecinii și depuneți o petiție unde ei să-i scălească, că într-adevăr construcțiile respective au fost făcute de dumneavoastră. Dați demers la judecătorie, în caz că vă vine răspunsul că neîntemeiat, deja vă adresați la procuratură. Și dacă procuratura vă dă fix așa răspuns, automat vă adresați deja deodată la CEDO, pentru că aici se încalcă drepturile copilului, asta prima, punct care se încalcă referitor la drepturile omului, ei n-au niciun drept să vă pui afară ca o mamă cu 6 copii, că Moldova a ratificat Convenția Drepturilor Omului și Dreptul Copilului, asta primul punct care se încalcă, care trebuie să vă adresați la CEDO. A doilea punct, dați în judecată deja Republica Moldova, care nu-și obligă serviciile judiciare care sculpă pe cetățeni, mă referesc numai doar la drepturile omului. Și eu sunt precis ca să aveți, câștig în cauză, asta în caz când absolut vă dă răspunsurile. Și iată, cu răspunsurile astea care vă le dau dumneavoastră, faceți ceea ce v-am spus eu dumneavoastră cu vecinii. Faceți cu vecinii, faceți o petiție, o dați la judecătorii, de acolo vine răspunsul ăsta. Vă duceți la procuratură, dați judecată judecătorul care nu vrea să se ocupe de lucrul acesta. Deja după răspuns că nici procuratura nu vrea să se ocupe de lucrul acesta, dați toate copiile astea să le țineți numai decât la mână. Faceți xerocopie și le trimiteți toți la CEDO. Prima întrebare, deposedare de bunurile materiale. Să completez, fiindcă nu va fi suficient, Alexandru are dreptate, că în caz dacă nu aveți calcule de deja facturile, apelați la cel puțin doi martori din vecini, care au fost martori, au văzut că ce s-a construit, da? Numai că părerea mea nu va fi de ajuns doar marturile a doi martori. Va fi nevoie de făcut estimarea materiale în construcții care au fost folosite, da. Se face estimarea, costul. De filmat, ca să filmăm. Păi da, evident, e bine. Costă, cum se dovedește în instanță judecată? Referitor la estimarea prețului construcțiilor care le-ați făcut, dumneavoastră, deja când a fost ignorată judecătoria și procuratura, ceea ce am spus, la CEDO scrieți suma precisă de cheltuieli și asta e toată estimarea. Dacă organele de drept în Republica Moldova scuipă pe cetățeni, în contextul respectiv se face numai așa, altă ieșire pur și simplu nu-i. A scrie îmblătură pe drumuri fără niciun rost. Dar așa a fost într-un an de zile. Păi iacte în diamantă ăsta acasă, arhitectul și ne-a făcut în suma, iacte tot suma de hectare, iacte le scrieți așa cu mine. Și ei nici nu au preznăit, ori ne-au alungat ca câine, nici n-am stat de vorbă cu voi așa ne-au zis. Ieși eu zici că câine așa ne-au alungat de Ștefan, dar cum dar este? N-a recunoscut, de ce? El trebuie să facă încheieri, de ce? N-a recunoscut aceste calcule. Nu e așa ceva, că noi n-am drept că e problemă, dar noi... La microfon vă rugăm, de ce n-a recunoscut calculele care prezentați dumneavoastră și către... Sau de cine au făcut estimarea aceasta? El așa ne-a spus nou că... Ce instanță, ce specialist a făcut calculele acestea? Când Ștefan Voda, un tatăl mă întâlnit. De la pierd, este la noi care e arhitectul, el așa a făcut el cu gazul, cel mai mare cu gazul. Și el ne-a făcut omul și el a dat de el și câte mai... Și câte mai așa cheltuieli, nici nu avem de unde să vă întoarcem înapoi. Voi poți să... Cum zic, v-ați...
Este, trebuie să întoarci înapoi cheltuierile și într-o adânsul trebuie scutăți. Nu are nicio relevanță, are sau nu are să întoarcă cheltuielile acestea. Nu are nicio relevanță. Nu mă înțelegeți pe mine. Nu este argument că nu am de unde să vă restituiesc cheltuielile dumneavoastră. Nu este relevant. Nu se ia în considerație. Dumneavoastră trebuie corect să prezentați calcule. Doar calcule trebuie să facă o instanță, o instituție, da? O organizație. Sau un specialist autorizat. El trebuie să prezinte și autorizația, pe cine este el, pe cine prezintă, da? Sau ce prezintă, și calculele acestea. Judecătorul este obligatoriu să ia în considerație aceste argumente. Din momentul când răspinge dumneavoastră, solicitați, insistați să în proces verbal să scrie acolo în dosar de ce refuză. Refuză să-mi întoarcă cheltuielile noastre. Asta nu este argument. La urma urmei, dacă el argumentează astfel, insistați să scrie așa ce zice el. Scrieți acolo în proces verbal. Este scaliat el cu mâna mușcată.